zâmbit în scenă un grup care o să vedeți este foarte frumos, compus din copii foarte mici, mici și mijlocii. Asociația culturală MI Music Art a fost înființată în anul 2010 cu scopul de a susține și promova copiii și tinerele talente din județul Bacău și a crea pentru ei diverse evenimente, spectacole, festivaluri, pentru a-și arăta creativitatea și a-și susține talentul pe scenă. De-a lungul timpului au participat și au câștigat concursuri și premii importante în cadrul emisiunilor concurs de televiziune, cum ar fi trofeul Next Star Antena 1, Vocea României, Vocea României Junior, X-Factor sau Kids Sing Canal D. Ansamblul Mândre Flori de la Măinești a luat ființă în anul 2022 și iată că performanța lor a fost observată și în cadrul emisiunii Vedeta Familiei TVR, unde au performat cu succes și invitații speciale ai emisiunii. Ansamblul Mândre Flori de la Măinești are deja și primul videoclip pe canalul de YouTube, fiind o preluare artistică din repertoriul îndrăgitei artiste Andreea Haisan, ce mâine va fi prezentă și ea pe această scenă pentru dumneavoastră. Ansamblul va interpreta pentru dumneavoastră trei melodii foarte cunoscute, Fărai din ce ai, Alexandru Brădățan, Ciucuțelele și azi, e horă în sat la noi, Andreea Haisan, profesorii coordonatori ai asociației MI Music Art sunt Irina și Alexandra Pascalov, ce aduc mulțumiri organizatorilor și în special primăriei Mănăstirii Cașii. Dacă mai aveți nimic împotrivă, să-i aplaudăm și să-i rugăm să dea drumul programului artistic. Yeah.
Felicitări și mulțumim pentru aplauze. Haideți să încălzim, sunt micuți și au mari emoții. Vă reamintesc că aceste zile sunt organizate de Primăria Mănăstirii Cașin. Acest regal de muzică și dansuri se va derula pe ziua de astăzi și ziua de mâine. Printre invitații care vor urma să evolueze astăzi se numără Elena Comăneci, Angela Rusu și Narcotic Sound.